Salut și bine ați venit pe GL Crypto. În acest clip o să fac un update la analiza tehnică pe Bitcoin, după care vorbim și despre VeChain sau VET. Asta pentru că cererea a fost destul de mare pe Twitter. Vedem la ce preț poate ajunge în următoarea perioadă și care sunt zonele unde eu aș cumpăra sau vinde, apoi spre sfârșitul videoului o să vreau să vorbesc ceva cu voi. Celor noi care v-ați abonat de curând pe canalul de YouTube, vreau să vă arăt și pagina de Twitter, care vă poate fi de un real folos. Eu postez update-uri, analize tehnice pe Bitcoin și pe altcoins, încerc să vorbesc cu comunitatea pe care o am. Dacă aveți o problemă, îmi puteți scrie și o să vă răspund cu cea mai mare plăcere. Tot ce vedeți aici este gratis, dacă cineva se dă drept GL Crypto, vă scrie și vă cere bani, să știți că aveți de-a face cu un scammer. La fel, aveți grijă și în comentariile de pe YouTube. Postez trade-uri pe care eu le iau, zone în care cumpăr, încerc să -mi exprim părerea despre market, râdem, glumim pe această pagină, atâta timp cât există respect și înțelegere, nu este nicio problemă pentru mine să analizez orice monedă vreți voi. Puteți verifica trade-urile, sunt oameni care au făcut profit, da? Dacă vreți să vă înscrieți pentru următoarea extragere, puteți câștiga, să zic așa, o oră cu mine pe Zoom, unde putem vorbi despre trading. Dați click pe acest link și o să vă ducă către acest formular, îl completați, aveți de răspuns la două întrebări și sunteți înscriși. Treaba asta e gratis, nu trebuie să faceți nicio problemă. Până acum sunt 126 de persoane. Am ajuns la 3500 de abonați, deci o să fac extragerea probabil mâine. Vreau să vă spun că am mai încărcat câteva chestii destul de ok pe Google Drive. La fel, puteți intra aici. Cred că o să postez acest link către Google Drive-ul meu și pe YouTube. Da, deci aveți PDF-ul, cărți despre trading, Elliott Wave, Candlesticks, Fibonacci, da? Dați click și pe... Da, deci aveți un folder aici, dați click pe el. O să încerc să... Ca de fiecare dată când găsesc ceva util pe internet, o să încerc să postez aici pe Google Drive. Intrați pe acest Word, da? Dați double click pe el și o să aveți ceva link-uri și tutoriale. Aseară am mai pus câteva chestii utile, educaționale. Le puteți verifica, da? Ok. Și acum haideți să trecem și la analiza tehnică pe VeChain prima oară, după care o să vorbim și despre Bitcoin, care vedem că suferă de un pump din nou. Ok. Un chart liber pentru VeChain și haideți să dăm niște targeturi să vedem cam până unde poate duce această monedă în acest bull market. O să-i dăm niște targeturi. Dăm pe daily. Scara logaritmică. Da. Deci, în prima fază o să vă zic exact ce văd eu acum pe chart. Văd un scenariu bullish, pe ăsta o să vi-l dau astăzi. Dacă se va întâmpla ceva cu Bitcoin în următoarea perioadă, va avea un crash sau o corecție mai mare, atunci mai mult ca sigur o să aibă și VeChain. Și o să fac un update pe Twitter sau un alt video pe YouTube. O să vă spun targeturile, vă spun ce se modifică, pentru că mai mult ca sigur se vor modifica cotele pe care eu acum o să vi le dau. Deci dacă merge bine anul acesta și anul viitor cu Bitcoin-ul și cu stock market-ul, dacă nu vom avea un crash, da? Pe stock market mă refer, atunci totul va fi ok și o să ajungă și Bitcoin-ul la 200.000, exact cum v-am arătat în video-ul pe care l-am făcut acum o lună. Iar VeChain-ul la fel o să ajungă în cotele pe care o să vi le dau acum. Haideți să vedem. În prima fază o să aplicăm un Elliott Waves. Da. Deci, primul val, al doilea, al treilea val confirmat, avem vârful, all time high-ul. Am scăpat de valul 4, care este cel mai nasol, și am intrat în valul 5. Asta văd eu în acest moment. Da. Normal că
putem avea o corecție destul de mare din, chiar din această zonă. Da? Se poate. Dar vom modifica totul și o să vă dau un update fără nicio problemă și o să vă spun ce este de făcut în acea situație. Deci în prima fază o să aplicăm Fibonacci Extension să vedem cam până unde ne poate duce acest val 5. Da? Pentru asta o să dau pe weekly puțin să vedem mai bine ce se întâmplă. Da. Dăm drumul la magnet să avem cotele cât mai exacte și aplicăm Fibonacci în punctul 2, 3 și 4. Okay. Acum, pentru niște rezultate mai realiste, ca să zic așa, o să schimbăm de pe log chart pe linear chart. Da? Dăm pe automat. Iar pentru valul 5, un target la care mai mult ca sigur o să ajungă. Acest V-Chain, deci n-am nicio informație pe partea fundamentală, dar știu că este o monedă super ok. Dar de obicei eu nu analizez ce este în spate pentru că nu am timp. Și atunci nu o să pot să vă spun foarte multe despre această monedă sau despre alte altcoin-uri în general. Pentru că n-am răbdare să analizez partea fundamentală. Și atunci prefer să tranzacționez exact ce văd pe chart, da? Sunt de părere că dacă tranzacționez pe un exchange bun, acela a verificat moneda și atunci nu mai trebuie să fac și o treabă asta, da? Asta pentru cine face daily trading. Dacă ești investitor, atunci probabil că contează, da? Să știi în ce te bați, să știi cine este în spate, pentru că tu cumperi pe termen foarte lung. Ok, deci un prim target pentru această monedă ar fi la 0,489 dolari. Deci aici trebuie să ajungă după ce depășim all time high-ul. Asta în prima fază, haideți să dăm înapoi pe log chart să vă spun și despre un scenariu mai bullish de atât. Deci atunci când acest 5, da, se va confirma, o să vă spun în acel moment, dacă mai e până atunci, n-are rost acum să ne chinuim cu aceste detalii. Deci când 5-ul va fi confirmat, asta înseamnă că s-a terminat cu valul 1 mare. După care o să avem o corecție, da? Adică valul 2, urmează valul 3, 4 și 5. Și haideți să proiectăm în viitor atâta cât se poate, da? Bun, o să șterg în prima fază primele valuri mai micuțe, subwave-urile, da? Și avem valul 1 exact până unde v-am spus, la 0,48. Pentru valul 2 avem așa, de obicei valul 2 poate coboră în această situație, da? Poate coboră la 0,382 pe Fibonacci. Dacă coboară mai jos, înseamnă că avem un crash destul de serios. Da? Și acum haideți să vedem și pentru valul 3. Cam până unde ne poate duce. Fibonacci Extension din punctul 0, 1 și 2. Da? Și renunțăm la log chart. Și dăm înapoi pe linear chart. Iar pentru valul 3, mai puțin că s-au întins astea. Și pentru valul 3, în primul rând, o să avem un target în zona asta la 0,86. După care o să avem o corecție pe valul 4 și urmează valul 5. Haideți să vedem și ce se întâmplă cu aceste valuri. Da, deci valul 3, zona asta undeva la 0,86, ar trebui să ajungă în acest sau în următorul bull market, ca să zic așa. După care avem o corecție destul de serioasă pe valul 4, la care poate ține destul de mult, după cum ați văzut. Am fost în valul 4, care a ținut câteva luni,
Hai să vedem și pentru valul 4 o cotă mai exactă. Putem avea o corecție înapoi în 0,5-0,55 dolari undeva în zona asta. Okay. Și urmează valul 5, care ne arată prețul de 1 dolar. Da. Deci VeChain la 1 dolar, poate chiar în 2022. Să sperăm, nu? Eu n-am investit în această monedă, dar mi-a fost... v-am explicat, cererea a fost destul de mare pe Twitter și atunci am ales să fac și o analiză pe această monedă. Ok, acum, haideți să trecem și la un chart pe 4 ore. Să vedem cam ce se întâmplă aici sau cam ce văd eu, da? Deci n-are rost să mai fac Elliott Wave și pe partea asta, pentru că pe noi ne interesează ce se întâmplă în acest moment. Și eu văd așa. Deci în primul rând am avut valul 1 în zona asta, valul 2, valul 3 confirmat, da? Valul 4 confirmat și acum am intrat în valul 5. Și să vedem cam până unde sau ce rezistență putem avea pentru acest val 5. Dar în primul rând vreau să verific puțin dacă ăsta a fost valul 3 sau nu. Și pentru asta o să aplic Fibonacci Extension 0, 1 și 2. Da? Deci da, pentru valul 3 am avut pe log scale 1,272, este ok. Pe linear am avut 2, la nivelul 2 pe Fibonacci. Deci este ok, ăla, valul, ăla poate fi valul 3. Pentru valul 4 am avut o corecție până în zona de 0,1254. Iar acum pentru valul 5, la fel o să aplicăm Fibonacci Extension, o să iau magnetul să vedem mai exact. Da? Din punctul 2, 3 și 4. Deci valul 5, acum trebuie să aveți mare grijă. Să vedem și zona mai exactă, undeva la 0,15542. Da? Și trebuie avut mare grijă. Dacă facem un higher high, da? Nu vă gândiți să vindeți exact în 0,15542 dacă ați luat în zona asta, dacă ați luat mai jos. Deci dacă vreți să vindeți, încercați să vindeți puțin mai jos. Da? Adică undeva la 0,15. Pentru că este destul de riscant, poate ajunge până acolo să respingă. Dacă vrei short, la fel, dacă ajungem în acea zonă, un short este binevenit, sigur va avea o reacție din care să faceți 1, 2, 3, 4, 5%. Da? Trebuie doar să așteptați să ajungă acolo. Asta este următoarea rezistență destul de mare. Mai are una și în zona asta de 0,147. Haideți să o punem și pe aia, pentru că este destul de probabil să aibă o reacție și acolo. Da? Deci cam astea sunt rezistențele destul de mari pe care le văd acum. Zonele de buy le am aici, un alt chart, deci... Astea sunt rezistențe destul de mari, ce vedeți aici cu roșu. Puteți faceți un print screen sau cred că am și analiza pe Twitter. Astea sunt rezistențe destul de mari, ok, la care poate avea o respingere. Și pentru short sunt super ok. Dacă vreți să cumpărați în momentul ăsta nu este bun, da, deci v-am explicat. Suntem deja sub prima rezistență, da, avem aici un tweezer top bearish și s-a format o rezistență destul de puternică la 0,139. Deci mare grijă, n-ai ce cumpăra acum. Asta trebuie cumpărat mai jos. Cred că am dat. Dacă e să căutăm puțin postarea pe care am dat-o pentru bet, că tare sunt curios. Dacă mai și găsim. Aceasta,
Deci am avut un ordin de bai la 0,115 și la 0,110. Deci 0,115. Haideți să și verificăm ce am făcut. 0,115. Deci în zona asta, vedeți? V-am dat ordin de buy exact la button. Sunt două ordini acolo, deci la 0,115 și 0,11, pe care nu l-a luat. Deci v-am dat ordin aici, profitul este destul de mare, 15%, dacă ar fi fost să luați pe termen mediu, ok, pe câteva zile, ar fi fost super ok. Bun. Acum, astea sunt rezistențele, nu mai cumperi. Dacă n-ai cumpărat, la revedere, n-ai ce să vinzi. Da? Nu intra sub rezistență pentru că este foarte, foarte periculos. Întotdeauna încercați să intrați la un pullback. V-am explicat, asta e cel mai safe. De asta fac profit de foarte multe ori. Da? V-am explicat, v-am arătat. Puteți vedea și trade-uri. Da? Eu nu cumpăr sus. Încercați să nu faceți aceeași greșeală. Cumpărați după corecție. Corecții vor veni fără nicio problemă. Trebuie doar să aștepți. N-ai ce căuta aici. Da? Balenele au cumpărat jos. Da? Și o să vândă sus. Deja au vândut o tură. Iar acum vă dați seama că se intră FOMO. Market makerii dau prețul intenționat în sus. Da? După care o să fie un bull trap. Ok? Și trebuie avut mare grijă. Aici se poate forma un M. Dar o să vă arăt și pe celălalt chart. Da? Ok, deci cam atât am vrut să vă spun. Astea sunt zonele unde i-aș cumpăra. Da? Zonele cu MOV sunt destul de puternice, unde poate avea o respingere, de care să vă luați profitul. Ok? Profit pe spot se poate face chiar dacă o monedă scade. V-am arătat asta și v-am explicat aproape în toate videourile mele. Trebuie doar să aveți grijă la money management, care este foarte important în trading. Da? Deci nu intri în trading și nu intri în tranzacții fără să ai o strategie pe money management perfectă pentru tine și pentru suma pe care vrei să investești. Da? Deci astea sunt ordinele, adică ordinele. Mi-a setat ordinele de buy în aceste zone. Cu verde, dar și cu MOV. Cei cu MOV este mult mai puternic. Da? Rezistență sus, vă spun aveți mare grijă. Dacă vreți să intrați short, nu aveți decât. Dar, la fel, aveți mare grijă și cu aceste shorturi, pentru că pe altcoin mă refer, pentru că este destul de periculos. Astea când pompează, pompează și atunci multe rezistențe vor fi rupte și vor trece prin ele ca prin brânză. Da? Am dat și la ADA, v-am explicat aseară, a fost o rezistență super ok, chiar și pentru un short. V-am spus, am dat ieri un tweet unde am spus că ADA va ajunge la, sau poate ajunge la 2,5. A ajuns exact până acolo și am avut o respingere, da? Deci short s-ar fi putut lua perfect în acea zonă. Deci asta e pentru VET pe o scară mai mare. Acum haideți să vedem și ce putem avea mai jos. V-am explicat, aici se poate forma un M. Deci mare grijă, M-ul ăsta poate să fie un Cyper Pattern, adică să-i depășească All Time High-ul, adică să fie ceva de genul. Da? Sau nu este neapărat să depășească All Time High-ul. Poate să fie și așa. Da? Și atunci ăsta este neckline-ul și poți să-i afli target-ul. Să vezi cam până unde poate să coboare. În caz că se confirmă M-ul. M-ul se va confirma atunci când va ajunge la neckline. Da? Deci toată lumea, sau toată lumea, mulți trader vor intra short în acea zonă. Și haideți să-i dăm și un target, dacă tot am vorbit despre treaba asta. Și luăm un info line din vârf până în neckline. Da? Și targetul va fi undeva în această zonă, adică la mai puțin
la 0,08. Deci poate coborâ. Acum să vedem ce se întâmplă. Chiar dacă vom face un higher high, tot un M va fi. Deci același target îl va avea. Dacă se confirmă neckline-ul, adică dacă ăsta crește, să vă arăt acum, da, și vine înapoi, aici se confirmă neckline. Da, se poate să coboare puțin, după care să urce, să confirme, după care să ducă în jos, exact în target. Ok? Asta ca să știți pe viitor, dar nu prea contează pentru că aveți zonele de cumpărare aici. Da? După cum știți, încerc să dau zonele astea cât mai perfect. Profit s-a făcut și luna trecută și luna asta. Pentru cine a vrut să mă asculte, a fost super ok. Da. Lumea poate confirma pe Twitter. Vorbesc pentru cei noi acum. Deci asta e pentru VET. Haideți să vedem și pe, dacă dăm pe daily. Și aplicăm un Fibonacci. Eu acum fac analiza mare, da? Deci nu fac nimic complicat. Exact cât să înțeleagă toată lumea, încerc să vorbesc pe limba voastră, încerc să nu folosesc niciun termen complicat, da? Pentru că comunitatea este la început și nu are rost să vorbesc pe toți termenii pe care îi folosesc de obicei, da? Deci, dacă ăsta ajunge în această zonă, la 0,618 Fibonacci, trebuie să aveți mare, mare grijă. Adică, dacă ajunge la 0,19, va avea o respingere mai mult ca sigur. Are și aici, la 0,165, o rezistență foarte mare. La fel, se va intra short și în zona asta. Da? Dar, v-am explicat, dacă ați cumpărat jos și VET, VeChain-ul ajunge la 0,19, puteți să încercați să vindeți o porție. Nu vindeți tot, dar luați-vă profitul, pentru că profitul este profit. Asta vreau să vă învăț, da? Deci nu vă mai lăcomiți și pe leverage sau pe spot. Dacă crezi că, sau dacă te simți inconfortabil cu tranzacție și ai făcut un profit, dar nu știi ceva, să vinzi, să nu vinzi, vinde, frate, măcar jumate, dar știi că ți-ai luat un profit. Da? Pentru că se poate întâmpla orice. Adică vreau doar să vă previn, pentru că sunt oameni care poate chiar au cumpărat în această zonă, da? Unii dintre voi, și atunci aveți deja un profit și ce ziceți? Bă, nu vând, că vreau să vând peste un an de zile, vreau să vând peste câteva luni. Da, sau vreau să vând atunci când trecem de all-time high. Dar nu este chiar așa, pentru că profitul este destul de mare. Deci dacă ai luat aici și vinzi undeva, zis, de 100%, adică ți-ai dublat suma pe care ai investit-o. Și atunci mie mi se pare corect și drept ca tu să-ți iei o parte. Da? Pentru că dacă o să vezi ceva de genul, o să te oftici, zic eu. Am trecut prin asta și nu mai vreau. Dar chiar dacă știi ceva de răgușeală, un remediu băbesc, vorba aia, pentru că faringosep și ce mai e pe aici nu prea are nicio treabă, îmi puteți scrie în comentarii, da? Deci cam asta este cu VeChain. Dacă v-am învățat, aici avem și un W, am avut un W de fapt, da? Acesta care a avut un target pe care l-a depășit deja. Numai de aici vă puteți da seama că VeChain-ul va crește. Și targetul la fel, îl puteți lua din neckline până în punctul de jos. Da? Și vedeți că exact până acolo. Haideți să facem acum ca să... Probabil n-ați înțeles nimic. Să mărim puțin. Deci un infoline din neckline și până în cel mai jos punct. Da? Și atunci targetul ar fi fost chiar în această zonă, unde a dat o respingere, puțin mai, a urcat puțin mai sus. Dar ăsta vă putea anunța perfect când să ieșiți, în caz că se cumpără mai jos. Deci mulți cumpără atunci când au confirmare, de atunci când trece de neckline. Deci avem primul braț. Se confirmă neckline-ul aici, da? Neckline-ul se confirmă atunci când avem și al doilea braț. Iar atunci când
Al doilea braț este în desfășurare și trece de neckline, da? În zona asta se intră bai. Ok? Și atunci o să vedeți de obicei un pam. Mai ales pe scara asta se te pădei. Ăsta e targetul, deci aici ți-e dădea un target, aici tu știai că trebuie să ieși, maxim până aici te duceai, da? Că s-a dus puțin mai sus, nu te interesează pe tine, da? Pentru că e destul de riscant. După ce a depășit targetul, mai mult ca sigur, poate nu chiar în acel moment, dar în următoarea perioadă scurtă de timp vei vedea un pullback. Da? Asta e bine de știut pentru începători, pentru că cei cu experiență mai mult ca sigur știu treaba asta. Deci cam asta este pentru VeChain. Avem, normal că avem și imbalanțe în aceste zone, haide să vedem și unde mai exact, dacă chiar avem. Deci am avut o imbalanță aici recuperată, da? Pentru cei noi, imbalanțele sunt foarte importante, încercați să le învățați pentru că vă ajută să vă dați seama cam în ce parte o poate la, se poate duce marketul, da? Mai ales dacă aveți, dacă prețul este mai jos ca imbalanță, adică dacă exact în acest exemplu, deci prețul este aici, iar voi găsiți o imbalanță sus, da? Trebuie să știți că este mai mult ca sigur că acea imbalanță va fi recuperată, da? Dar nu știți când. Asta e toată problema. Dar măcar știți că prețul o să ajungă. Dacă o să găsim o imbalanță în zona asta, eu știu sigur că VeChain-ul va ajunge acolo. Nu știu când, da? Nu este neapărat să ajungă acum, peste o oră, într-o zi, două, trei. Poate să ajungă și peste jumătate de an. Dar știu că ajunge acolo. Dacă imbalanța este mai jos, față de prețul inițial, da? Când vă uitați pe chart, nu este 100% că market makerii vor să mai se rezolve acea imbalanță. Da, o imbalanță o puteți vedea prin aceste vector, prin aceste lumânări de dump sau de pump. Astea lungi pe care le vedeți pe chart, de obicei acolo se formează imbalanțe. Da? Și haideți să vă explic pentru cei noi. De exemplu, am avut un pump în zona asta. Aici au fost mai multe ordine de buy decât de sell și s-a format un dezechilibru, să zic așa. Da? Adică o imbalanță. Market makerii au dat prețul în sus, fără nicio problemă, da? Dar s-au întors, să vedeți. Zona asta este o zonă de imbalanță. Din acest week, până în acest week, vedeți că în stânga și în dreapta nu are nimic. Da? Până să se întâmple acest dump pe care îl vedeți acest week în jos. Deci până atunci, această lumânare în stânga și în dreapta n-a avut absolut nimic. Și atunci avem o imbalanță în această zonă. Ok? Deci a urcat, am avut pump-ul, după care a coborât și a rezolvat imbalanța. Perfect, după cum vedeți, a dat un week în jos, a rezolvat tot ce a avut aici, pentru că a fost imbalanță și mai jos, vă dați seama, dar suntem pe daily și nu putem vedea. Dar dacă dăm pe o oră sau pe 15, te puteți verifica voi, o să vedeți că a fost imbalanță și mai jos. Ăștia au dat un week și au rezolvat tot, după care și-au continuat treaba. S-au dus în sus, da? Deci... De aici clar știai că putem avea o corecție în zona asta, odată ce am avut acest pump. Astea le puteți vedea oriunde pe chart. De obicei, un pump sau imbalanța dintr-un pump se rezolvă printr-un dump, în aceeași parte, în același loc, dar problema e că nu știm când. Ok, deci asta e pentru VET, zonele unde aș cumpăra. Cam astea sunt. Oricum pe toată lumea nu prea interesează decât unde să vândă și unde să cumpără, am observat, așa că degeaba încerc să fac o analiză mult mai amănunțită, că n-are niciun rost. Da? Pentru că sunt puțini care aveți timp să faceți analiză și sau de care sunteți interesat. Asta am observat eu acum. Sper că nu v-a supărat pe mine. Da, deci în zonele cu verde eu aș cumpăra, în zonele cu roșu eu aș vinde. Părerea mea este că în acest moment, dacă vrei să știți, în acest moment nu ai ce să faci. Dacă vrei poți să vinzi, dar nu cumperi. Da? Nu cumperi pentru că suntem sus. De cumpărat cumperi jos și nu sus. Chiar dacă toată lumea de obicei când ne aflăm în vârf, toată lumea și pe YouTube și toți ăștia care vorbesc aiure, o să vă spună să cumpărați. Să știți că nu este chiar așa
și că riscul este major. Da? Trebuie să cumpăr ajuns și nu știu, asta trebuie să învățați. Primesc o grămadă de mesaje, vreau ca comunitatea pe care o am să înțeleagă treaba asta și pe viitor să vă redresați puțin, da? Să vă mai astâmpărați din acest FOMO, că n-are niciun rost. Da? Și o să pierdeți o grămadă de bani. Și pentru ce? De ce să dați banii la ăștia care vă cumpără? Pentru că care vă vând. Da? Pentru că tu dacă cumperi aici în vârf, cineva trebuie să-ți vândă. Deci nu ai cum să cumperi ceva dacă, dacă acel cineva nu-ți vinde. Da? Nu ai cum să te duci într-un magazin să ceri o ciocolată iar raionul de ciocolată să fie gol. Și tu să vrei să o cumperi. N-ai cum să o cumperi, pentru că nu există. Da? Bun, haideți să trecem puțin și pe Bitcoin, după care vreau să vorbesc ceva cu voi, v-am explicat. Pe Bitcoin la fel avem zonele, acolo s-a făcut profit destul. Eu sunt fericit. Haideți să dăm și pe 15 minute. Ați dăm și trade-ul pe care l-am luat, ăsta crește din nou. Dar e foarte bine că crește, că am cumpărat chiar în zona asta pe spot. Dacă vreți vă și arăt, dar acum n-are rost. Trade-uri puteți să vedeți și pe Twitter. Da? Bun, deci Bitcoin. Astea zonele unde s-a cumpărat. Deci astea zone vechi. V-am spus să cumpărați aici, la 44.800. La unii au cumpărat, alții nu. Și v-am spus să cumpărați, sau nu v-am spus să cumpărați. Nu vreau să... Da, nici eu nu mai explic cum trebuie. Ideea e că nu vreau să vă spun, băi, cumpăr acolo și vinde dincolo. Fiecare trebuie să-și facă temele și trebuie să se informeze înainte. Nu faceți exact ce zic eu. Dacă până acum s-a făcut numai profit, asta nu înseamnă că se va face întotdeauna. Da? De obicei, omul când greșește este pus la zid. Așa că tare sunt curios cum o să vă manifestați voi atunci când eu o să greșesc. Da? Pentru că până acum totul a fost ok. O lună sau două de când am canalul, totul a fost bine. Deci pe Bitcoin v-am spus să cumpărați în zona asta. Sau v-am spus că o să cumpăr eu la 40.000, 43.000, 700, dar n-a ajuns până acolo. În fine, ordinul s-a luat și profitul îl vedeți. La fel și pe celelalte monede. Pe EGLD chiar mi-a plăcut cum s-a desfășurat toată treaba. Aveți pe Twitter, am postat acolo. Zone de DCA, a intrat chiar în acele zone de DCA și s-a făcut profit, cred că peste 10%. La fel și pe ADA, iar a fost ok. Am făcut ceva profit acolo. A, da. Da, pentru că s-au luat astea 3 zone de aici. Să dăm pe oră să vedeți. Este le-am dat eu înainte, da? Înainte să avem această creștere și s-au luat exact astea 3 zone. Deci vă dați seama că cine a luat și a ținut, profitul este de 30%, da? Putea să faceți. Fără nicio problemă. Și v-am spus, avem rezistență aici. Vedeți că exact cum a ajuns ADA în acea rezistență pe care v-am spus, aici se putea intra short. Da? Și e 3-4%, da? Profit. Pe leverage, ori 3 sau ori 5, ar fi fost super ok. Nu vreau să vă învăț la leverage, de asta nici nu vreau să... Nu știu când o să vă arăt cum tranzacționez eu pe leverage sau cum setez ordine de buy, de sell, de take profit, de stop loss. O să fac și asta într-o zi, dar... Nu vreau să mă grăbesc cu treburile astea, da? Pentru că am văzut că sunteți începători și nu vreau să vă... Încercați pe spot. Deci un începător n-are ce cota pe leverage, e clar, da? Puteți să ziceți ce vreți. Sau poate să tranzacționeze și pe leverage, dar mai bine să duce în cazul nou. Bun, haideți să trecem și pe Bitcoin. Acum să vedem cam ce avem aici de făcut. Pe un chart gol. Da, deci v-am spus așa. În prima fază, suntem pe o oră, da? Și acum ceva timp am dat pe Twitter aceste zone, am spus un A, B și un C. Atunci, scuze. Da, deci avem un A, B, C, o corecție. Și am dat și target această zonă de 40-44. Am spus că până aici va ajunge. Am și râs ieri cu urși și cu... Da, în ce am postat eu pe acolo, v-am spus că aici ne vom întâlni cu urșii, da? Și chiar a avut o respingere, după care și-a văzut treabă pentru că taurii au câștigat, să zic așa, dar după cum vedeți s-au format imbalanțe, o să vorbesc imediat despre asta. Deci v-am dat un ABC aici
și v-am spus că se formează acest triunghi. Da? Am avut un target la 44, adică un ordine buy. La fel aici din nou am cumpărat. Și acum haideți să vedem în mare parte cam ce se poate întâmpla sau cam ce văd eu. Da? Eu văd așa, aici un 1, 2, un 3, 4 și un 5. Ok? Haideți să vedem și dacă este adevărat, pentru că întotdeauna valul ăsta 3 trebuie cumva Elliott Waves, trebuie confirmat sau verificat. Poate să fie la valul 3 sau poate să fie celălalt valul 3, da? Nu este neapărat. Și atunci să și verificăm puțin și pentru asta fi bun acea extensie 012. Da? Pentru valul 2 este super ok, da. 2,69 pe Fibonacci. Este un target destul de bun. Valul 4 nu s-a dus foarte jos. Am avut acest sell-off, această corecție micuță. După care am intrat în valul 5. Acum hai să vedem cam ce target avem pentru acest val 5. Da, deci asta ne poate duce în această zonă, adică la 48.700 o rezistență. Da? Putem ajunge în acea zonă. Acum, normal că aici am avut și un triunghi. Un canal. Da? Se vede. Și acesta nu poate avea un target. Hai să și vedem cam ce target poate avea acest canal. Deci este undeva în zona asta. Targetul este la 49.200. Da? Hai să vedem ce rezistență putem avea noi în acea zonă. Puțin că îmi sună telefonul. Deci în primul rând o să luăm și un Fibonacci. Dar vedem că pentru punctul 3 a fost perfect. Deci ăsta a fost valul 3, clar. Da? Pentru că a respins 1.698. Da? Bun, nu văd nicio rezistență. Super. Acum. Da, deci vedeți cum au invalidat din nou M-ul acesta pe care vi l-am arătat în câteva zile. Acesta a fost invalidat. V-am explicat. Market maker întotdeauna în vârf. Dacă există mână nouă, ei vor invalida toate bearish pattern-urile pe care o să le vedeți. Se creează întotdeauna bearish pattern în vârf și trebuie o mare grijă pentru că se intră short din cauza astea. Da? Și atunci este destul de probabil din câte văd eu aici. Mari pump-uri n-au fost în piață, ceea ce denotă că balenele astea mari, adică cei care dețin peste 1000 de bitcoin, încă așteaptă, da? Deci ele au cumpărat jos și așteaptă. Pump-urile astea pe care le vedeți sunt făcute de câte balene astea care dețin Bitcoin între 100 și 1000. Ăștia încă dau pump-uri. Traderii, retail trader sau instituțiile mai micuțe, nu instituțiile, dar să zicem retail traderi, încearcă să cumpere dip-urile, din câte văd eu pe chart. Asta poate rezulta într-un dump destul de mare. Atunci când balenele mari vor vrea să vândă. Da. Am spus că avem o rezistență foarte mare la 51, deci s-ar putea prin acest val. Da? Prin valul, de exemplu, haideți să și vă arăt, dacă vreți să... Deci valul 5, am spus că este undeva în zona aceasta. Ne poate duce la 48. 700. Și asta înseamnă că se confirmă valul 1. Vom avea o corecție, sau putem să avem o corecție, după care intrăm pe valul 3, 4 și 5. Și treaba asta chiar se poate întâmpla pe scenariul bullish. Și haideți să dăm și niște cote mai exacte. Deci pentru valul acesta 2
putem avea așa. Deci asta de obicei 0382 sau 05. Da, deci putem avea o corecție până la 46800. După acest pump. Da? Să vedem până unde ne duce, până unde se confirmă. Da? După care ne putem gândi la următoare corecție pentru valul 2, după care să vedeți că o să crească din nou. Okay? Iar pentru valul ăsta 3 putem avea chiar și 52 sau 54. Da? Acum vom vedea ce se întâmplă, să nu credeți că o să fie exact așa, pentru că eu o să fac update-ul fără nicio problemă. Da? Acum ce facem noi sunt doar presupuneri. Ideea e că pe mine nici nu mă interesează, duce în sus, se duce în jos. Eu știu unde să cumpăr și unde să vând. Asta e tot ce contează. Dar, în perspectivă, trebuie să știm pe unde ne aflăm. Pentru asta folosesc Elliott Waves. Iar imediat o să vorbim și despre ce mai folosesc eu. Da? Bun, deci cam asta este. Putem avea urcare până acolo. Acum, haideți să dăm și pe 4 ore, să vedem de ce putem să urcăm până acolo. Deci, în primul rând, avem o imbalanță destul de mare în această zonă. V-am explicat pe ea. Da, este zona de... zona între 51, 53, 54. Imbalanța asta, v-am explicat, trebuie rezolvată de câte market maker, așa că au o reală șansă să dea prețul acolo. După care să avem o corecție. În zona asta... avem și 0.618 pe Fibonacci. Deci la fel. Dacă ajunge acolo, adică în 51, să vă așteptați la o corecție destul de mare. 51-52, da? Și toată zona asta. Haideți să și șterg acele. Dacă să vedem mai bine. Ok. 0.61 la 51 de mii. Trebuie avut mare grijă. V-am explicat. Eu am cumpărat la 29. Puteți verifica astea în videouri, am explicat. Am cumpărat la 29, am cumpărat și în zonele astea, am încercat să acumulez cât am putut. Am cumpărat și la 37500, zona asta, știți foarte bine. Ideea e că o să vând o parte din Bitcoin atunci când va ajunge la 51. Din primul meu video, acum o lună și ceva, v-am explicat că dacă trece de 45, o să încep... să vând, da? Puțin câte puțin. La 45, la 46, la 47, da? Îmi iau profitul. Pentru că am cumpărat jos și nu vreau să mă trezesc cu acest scenariu bearish, adică cu acesta, care, după cum știți, da? Este de două săptămâni desenat. L-am numit drumul spre 25.000. Este un scenariu bearish care se poate întâmpla, da? Dar vom vedea. A confirmat valul 4 și acum vedeți că intră pe valul 5. Asta dacă ajungem în 51, ne putem trezi o corecție și să intrăm pe valul C. Care valul ăsta C ne poate duce până în 22.000, 25, 24, zona aia. Da? Avem imbalanțe, la 24-25 avem imbalanțe și la 19-20.000. Deci dacă ăștia vor să dea prețul în jos, o să-l dea fără nicio problemă. Și atunci... să vă așteptați și să vă pregătiți la fadă în piață și să vă dârde chiloții, vorba aia, să vindeți pe minus. Da? Deci să nu faceți treaba asta. Chiar dacă ați luat în vârf, v-am explicat. În primul rând, v-am spus de două săptămâni, cred că tora e aici, să nu cumpărați în zonele astea, pentru că este destul de periculos. Da? Dacă e pe termen scump, faci daily trading, nu e nicio problemă. Dar pentru cineva care nu are experiență sau pentru cineva care este doar investitor, nu prea ce căuta în zona asta, da? Deci dacă ai luat un termen mediu, nu cumperi aici, da? Dacă vrei să cumperi pe ani de zile Bitcoin, v-am explicat, poți să cumperi oriunde, pentru că oricum este la reducere. Ce a fost 64.000, acum e la 48, deci totul e mai ieftin. Dar trebuie să ai mare grijă, pentru că trebuie să te setezi dacă cumperi în această zonă pentru câteva luni bune sau pentru ani de zile. Da? Pentru că dacă nu te setezi pe treaba asta, o să vinzi pe minus. Dacă tu cumperi aici Bitcoin cu gândul
că vrei să ai profit într-o lună, două, atunci este destul de riscant. Nu cumperi în zona asta. Pentru că te poți trezi cu corecție destul de mare și o să vinzi pe minus. După care o să-ți fie frică să cumperi și mai jos. Și ce faci? Da? S-a dus în 25.000, dau un exemplu, după care sare în 100.000 și ce faci? Pe drumul spre 100.000 o să cumpăr. Deci nu este ok. Dacă pentru cine vrea să cumpere, să aștepte corecții mari. Asta vreau să vă învăț și o să vedeți că va fi bine. Așteptați pullback-uri, ați văzut că eu nu intru niciodată în vârf. Foarte rar, dacă știu eu sigur că are o rezistență puternică să se duce până acolo, da, mai intru. Ați văzut prin trade-urile pe care le mai postez câteodată când am timp, da? Dar foarte rar se întâmplă treaba asta. Ați văzut că la pullback-uri, dacă ai o zonă și știi unde să setezi zona de suport, astfel încât să aibă o reacție, tu poți să faci bani liniștit. Trading-ul nu este atât de complicat dacă îl faci cu cap. Da? Ok, deci ăsta este scenariul bearish, îl ține perfect, da, după cum vedeți, ăsta e desenat de ceva timp și după cum vedeți îl ține destul de bine. Dacă ajunge și în 51, după care avem o coborâre, o corecție destul de mare, ne putem aștepta să fie valid. Dar o să vă anunț atunci, da? Pentru că n-am de unde să știu în acest moment și nu o să știu nici, nu o să știe nimeni, chiar dacă o să avem o corecție din 51 până în 37, da? Pentru că se poate întâmpla scenariul care este bullish, da? Deci putem forma aici un valul 1, 2, după care să intrăm în 3, care ne poate duce la 70.000. Ok? Dar o să vă explic atunci, o să fac update, o să vă spun dacă ne ducem sau nu în 70.000. Dar în acest moment n-am ce să vă spun, doar decât să aveți mare grijă în zona asta de 51.000, dacă va ajunge acolo. Bun. Hai să ștergem treaba asta. V-am explicat aici a fost un triunghi care a fost rupt și avem și target pentru acel triunghi. Deci eu așa îl văd. Acum nu știu fiecare cum îl trasează. Sincer, nici nu mă interesează cum fac alți traderi, adică. Da, și ăsta a avut un target în mare parte. V-am arătat și în celălalt video. Da? Are targetul exact în zona asta din balanță. Deci cam toate se pupă în zona asta de 51-52. Dacă ajunge acolo, trebuie să aveți mare grijă. Dacă vreți să tranzacționezi și să tranzacționați sau vedeți acest head and shoulders, aici este neckline-ul în prima fază. Acest head and shoulders micuț, are să și vă arăt. Deci vedeți că eu fac videourile lungi, dar aveți și ce învăța. Încerc să explic lucruri simple, nu foarte complicate, din care puteți să învățați o grămadă de chestii. Deci ăsta poate să fie un head and shoulders. Da? După care să avem o corecție. Asta este, mai puțin să și șterg, să și mărim, că nu se vede nimic. Asta poate fi neckline-ul în această zonă. Da? Și atunci o să luăm din nou un info line. Să vedem care e vârful. În acest moment acesta este vârful. Adică la 48.200. Și acum hai să facem un target și targetul este la 39.524. La zona asta de 39.000 are și un și pe weekly o zonă de suport foarte importantă. Deci pentru cei noi puteți să vă setați zone de suport și de rezistență, doar nu trebuie să faceți altceva decât să dați pe weekly, da? Dai pe weekly și faci așa. Stai și te uiți după zonele de suport și de rezistență pe care le vezi. Și acum eu vă arăt. Dacă nu înțelegeți, puteți să căutați pe net că o să găsiți. Deci asta e o zonă de rezistență foarte mare. Adică la 49.066. Da, vedeți acest tweezer button. Da? După care, unde mai vedem același lucru, este aici. La 45, dar este peste. Deci ăsta va fi suportul. Iar asta e rezistența. Vedeți că prețul se află exact între. De fapt, exact, nu este chiar la mijloc, dar
presa din rezistență. Rezistența este sus, suportul este jos. Ok? Deci un suport foarte mare îl are la 45.135. Și v-am spus ieri pe Twitter că dacă taurii, ca să zic așa, sau cumpărătorii reușesc să rupă rezistența asta, va fi super ok pentru ei. Da? Dacă nu, dacă rupă suportul la 45.135 sau săptămâna asta se termină sub 45.135, atunci este destul de nasol și ne putem gândi la acel 39.000, da? Ok, haideți să vedem unde mai avem suport. Aceeași chestie o vedem și aici. Da? Același tip de lumânări, o să zic așa. Este mai ușor pe înțelesul vostru. La 39.000. Deci ăsta e un suport maxim aici. Prețul poate coborâ oricând. Până acolo să testeze neckline-ul acestui W. Avem un W și în această zonă. Și vă pot da și targetul dacă vreți. La fel, un info line din top până la bottom. Și puneți acest info line și vedeți că tot zona asta ne dă targetul, da? 53-54, deci tot în zona imbalanței. Multe treburi te duc acolo, așa că s-ar putea să vedem o reacție destul de mare. Ok? Aici este neckline-ul acestui M. Deci aici am avut un M. Mă scuzați că tot zic aici, dar vedeți pe cea. Da? Ăsta este un M care s-a format. Ăsta e neckline, da? Adică această rezistență pe care noi avem acum la 49.000. Trebuie respinsă. Da? Deci nu cred că o să treacă prin ea ca prin brânză, așa că mulți vor intra short în această zonă. Da? Da. Haideți să vedem ce mai găsim ca și suport sau rezistență. Și pentru începători asta e super de știut. Simplu, dați pe weekly și faceți treaba asta. Deci în prima fază nu mai vedem nimic important acum, în acest moment. Normal că mai putem avea și în aceste zone, da? Adică la un suport la 46.431, dar nu este atât de important și normal că putem avea o grămadă de zone. Dar astea sunt cele mai importante pe care vi le-am arătat prima oară, pentru că sunt tweezer bottom, asta tweezer top. Ok? Și așa știți, în prima fază, care e suportul și rezistența cea mai importantă. În acest moment, rezistența la 49.066, iar suportul este la 45.135. Să vedem cum se închide această săptămână. Dacă se închide peste, este ok pentru... Adică, cumpărătorii vor prinde elan și putem să vedem o creștere destul de mare sau să se recupereze această imbalanță. Da? Dacă se închide sub, atunci știți ce se poate întâmpla, ne poate duce până în acest neckline la 39.000. Da? Dar vom face update-uri și oricum zonele de buy pentru Bitcoin sunt astea. Da, am adăugat și alte zone, dar probabil că o să se schimbe. Dacă formăm aici un higher high, va trebui să fac un update la toate zonele astea. Da, să-mi aduceți aminte pentru Bitcoin. Deci în acest moment nu se cumpără mai nimic. Acum, în momentul ăsta, se vinde, da? Deci dacă ai cumpărat, vinzi. Sau nu trebuie neapărat să vinzi, dar... Ce vreau să vă spun e să nu cumperi în această zonă. Este foarte riscant. Dacă e să ne uităm și pe dolar, pe DXY, v-am explicat foarte bine dacă indexul dolarului, dacă avem o creștere pe indexul dolarului, Bitcoinul scade și invers. Dacă ăsta scade, Bitcoinul crește. Deci, eu ce văd aici pe indexul dolarului, văd un W, așa în prima fază, nu stau să fac niciun Fibonacci, un Elliott Wave sau alte chestii mai importante, dar în prima fază, ăsta e un W. Dacă a rupt neckline-ul acesta, ne putem trezi cu el undeva chiar și în zona asta. Stai să și vedem să-i dăm un target. Da? Dolarul la 97. Dacă ăsta ajunge la 97, Bitcoinul va avea o corecție.
Deci puteți urmări acest chart. Da? Dacă vedeți pump-uri, probabil Bitcoin-ul va cădea. Ok? Bun. Vreau să vă arăt și acel DMA, tema și dema pe care o avem aici. Deci haideți să dăm drumul la tema și dema. Vi le-am explicat în celelalte videouri și probabil o să fac un video special la aceste exponential moving average, pentru că am văzut că vă plac și sunt destul de folos, da? Deci, vedeți că a dat un sell aici, foarte ok, și probabil să dea un buy mai încolo. Suntem pe 4 ore acum, vedeți și voi pe ce merge. Vedeți, buy-ul a dat perfect aici și ți-a dat sell aici. Deci, ce mai vrei, frate? Pe 4 ore pentru un investitor, pe termen mediu, ar fi fost perfect să cumpere la 30.000 și să vândă la exact când s-au intersectat astea, adică la 47.000. Da? Un trade super mișto. Acum a dat sell, dar... dacă mai crește până în 51.000, este destul probabil să se intersecteze de-a buy și trebuie avut grijă. Ok, pe 4 ore. Cum vedeți și voi pe care merge, nu mai, cu o exactitate mai mare. Acum, ideea e că le puteți modifica, v-am explicat acum în celălalt video, o să pun și un video în acel video, o să-l pun în descriere. Asta e o chestie destul importantă, tema și dema. Eu le folosesc sau le foloseam de fapt înainte, mult mai des ca moving average 50 sau 200, pe care toată lumea încearcă să le folosească. Da? Dacă vreți să setați alarmă, dați pe alert, da? Și setați, în primul rând, setați aici, puneți dema, crossing up, să se intersecteze în sus cu tema. Da? Și dați once per bar și create. Se creează alarmă. Și o să vă sune atunci când vreți să vă dea ordin de buy. Dacă vreți să vă dea ordin de sell, faceți exact invers. Deci astea e double exponential moving average și triple exponential moving average. Tema și demo. Le puteți căuta pe internet. Sunt foarte, foarte folositoare. Dacă găsiți un time frame perfect pentru ele, puteți face teste, puteți să le modificați de aici. Da? Pentru tema am pus 55, iar pentru tema am pus 233. Le puteți modifica după secvența Fibonacci, așa cum vreți voi, până găsiți o modalitate perfectă pentru a face profit, da? Pentru că se poate. Bun. Acum ce vreau să vorbesc cu voi? În primul rând, vreau să văd dacă am uitat să vă spun ceva. O să anulăm tema și cu dema. Da, deci trebuie avut grijă, în primul rând, pe RSI. V-am spus că eu mă uit destul de des pe divergence, pentru că îmi confirmă valurile. Da? Deci dacă am un bearish divergence și sunt în valul 3, mă pot aștepta la valul 4, la o corecție. Ok? Și atunci, haideți să ne uităm puțin. Pe 3 zile vă zusem că e la fel. A rămas să avem acest hidden bearish divergence, dar suntem pe 3 zile, da? De fapt, invers, scuze. RSI-ul face un higher high, iar pe chart vedem un lower low. Asta este un hidden bearish divergence, care poate avea efect în câteva zile sau poate chiar într-o săptămână, două, putem avea un dump. Da? Asta ne arată. Și ne mai arată un hidden bearish divergence sau bullish divergence. De obicei ne arată o continuare de trend. Trendul aici, dacă ne uităm, este în scădere. Da? Acest hidden bearish divergence ne arată că trendul poate continua. Ok? Deci după acest pump putem avea o corecție destul de mare, da? Ne indică RSI-ul această divergență. Ca asta să fie invalidată, trebuie să depășim 59.000. Dar până acolo putem avea o corecție foarte, foarte mare.
Trebuie să vă așteptați. Așa. Și acum, let's discuss. Deci, una la mână, am văzut că pentru unii este o mare problemă că fac videourile lungi. Părerea mea este că dacă le fac lungi, este în interesul vostru și nu al meu. La fel și promovarea paginii de Twitter. Tot în interesul vostru este. Eu îmi dedic timpul personal ca să vă explic unele treburi. Credeți că nu pot să vin cu 7 videouri de alea de câte 5 minute pe zi ca să fac mai multe vizualizări unde să vă arăt un simplu moving average și un triunghi? Pot, dar nu este genul meu. Pe viitor, dacă comunitatea se va mări, o să vin cu chestii noi și nu va mai trebui să repet tot ce spuneam la început, pentru că o să le știți deja. 2 la mână. O să încerc să fac și tutoriale pe viitor, unde să vă explic cum setați un stop loss, un take profit, despre Binance, despre sau despre orice alt exchange, dar nu ăsta era scopul canalului, pentru că lucrurile astea le puteți găsi pe net. Dar analiza personală pe care o fac, o găsiți mai rar. Și 3 la mână, m-ați întrebat ce metodă de analiză folosesc. Păi mă ghidez după mai multe. Știu Elliott Waves, combina cu Fibonacci și Divergence pe RSI, psihologia marketului, tipare, Wyckoff, imbalanțe, open interest, mă uit pe statisticile de la Glassnode, îl pândesc și pe Elon Musk să văd că mai dă un tweet. Glumez, da? Mi-a spus să vă arăt cum folosesc Fibonacci sau cum îmi dau seama de zonele de suport pe care vi le dau. Păi eu sunt transparent și vă zic în față. Vă v-ar conveni să ziceți public exact metoda pe care o aveți. Asta după ce v-ați chinuit o grămadă de timp și nopți nedormite ca să învățați lucrul ăla. Și care ar mai fi farmecul canalului? Eu zic că acest canal oferă destul de multe față de altele. Nu stau să le studiez pe... Adică nu stau să studiez alte canale, dar mi se mai spune și mie. Nu dau eu foarte multe aici, dar oricum, dacă sunteți atenți și căutați să dezvoltați informația pe care o primiți, vă zic eu că nu o să vă pară rău. Ideea e că îmi place comunitatea pe care o am, place de voi, place ce îmi scrieți în comentarii, le citesc, de fiecare dată ați văzut vă dau inimioară, chiar dacă nu am timp să vă răspund la toate, dar să știți că vă bag în seamă pe toți și să sperăm că treaba asta o să aibă o continuitate destul de frumoasă. Bun. Ce vreau să vă mai arăt este și un alt website pe care îl folosesc, dacă tot m-ați întrebat. Se numește High Block Capital, doar că trebuie plătit lunar undeva la $100. Da? Aici puteți să vedeți o grămadă de chestii, puncte de liquidity pool, puteți să sunt indicatori, da, unde poți să vezi lichiditatea din piață, liquidations, liquidation level, short sau long, da, pe BitMEX. Și haideți să vă arăt și un chart mai special. Liquidation Levels se numește, unde aici eu pot seta Binance, dăm pe Tier 4, îi dau Run și o să-mi arate zonele, da? De lichiditate din piață. Ăsta e prețul și acum o să vedeți, uite, de exemplu ăsta cu roșu arată 218 milioane, da? Nu știu să vă explic exact treaba asta, știu să interpretez, dar de obicei îl folosesc ca să știu unde îmi pun și un stop loss în caz de ceva, da? Pentru că de foarte multe ori poți să ai un stop loss setat și să vezi că ți l-a luat cu un spike. Nu este foarte plăcut și atunci eu o să folosesc treaba asta. Vedeți că aici ai un spațiu gol. Eu nu o să-mi pun un stop loss, de exemplu, la 46.700, pentru că este destul de riscant să vedem un spike până acolo și o să-l pun puțin mai jos. Da, asta e una la mână și a doua la mână îți cam poți da seama
dacă prețul se duce în sus, dacă se duce în jos, depinde cum interpretezi toată treaba asta, pentru că fiecare o face în felul lui. Da? De exemplu, acum eu văd că s-ar putea să avem un dump sau putem să avem o corecție. Da? Putem interpreta asta în mai multe feluri. Per chart la fel, avem o grămadă de indicatoare pe care nu le aveți pe TradingView, da? Deci nu e tot aceeași treabă. Liquidity long and shorts, da? Net shorts ne arată. Da? Astea trebuie să interpretate, acum nu o să stau pentru că este destul de complicat și nu cred că o să înțelegeți nimic. Și după cum știți, nici eu nu le am cu explicațiile astea. Încerc să explic cât mai simplu, de obicei, dar treaba asta trebuie să o pregătesc ca să o și înțelegeți, probabil. Doar că v-am arătat ce mai folosesc pe lângă ce v-am arătat pe charturi, da? Sunt o grămadă de chestii, doar că trebuie să știi cum să le și interpretezi, să zic așa. Ok, pe cam atâta pentru astăzi, sper să ne auzim cu bine. În următorul clip. V-am salutat. Ciao.